Mașini, curate, ce vreau? Ce curate? Curate, documente avem pe mapă. Documente în acest moment, aveți la dumneavoastră pentru marfă? Nu, eu sunt fiertul, mă. Vă întreb dacă aveți documente, după aceea spuneți dumneavoastră. Nu, ok, da. Pe mine m-a chemat doar să-l ajut. Comisarii Gărzii de Mediu spun că astfel de situații sunt tot mai frecvente și reprezintă grave încălcări ale legii. Acțiunea a vizat atât persoane juridice cât și fizice, iar oamenii legii au controlat și mai multe familii care dezmembrează autoturisme și dau foc materialelor plastice pe un teren viran de la marginea orașului Drobeta, Turnul Severin. Sunteți o comunitate de, nu știu, câteva familii, da, care ați împânzit toată, deci toată zona asta de centură, toată. Voi făceau dezmembrările din partea cealaltă, da? Noi, nu. Voi incendiați. Voi sunteți cei care creați probleme, da? Stați-vă în spatele meu, cam ce poate să facă câteva familii, nu sunt foarte multe, câteva familii care în continuu dezmembrează, care ard noaptea, de câteva ori i-am prins, de multe ori scapă pentru că să reușesc noaptea când noi acoperim un întreg județ și nu suntem doar pe zona aceasta. Uitați-vă ce poate să fie în spatele nostru, pe centura ocolitoare, unde trec mii de mașini zilnic. Și ne oferă această imagine a orașului. Aruncă ăștia cu căruțele care vin. Toți cu căruțele vin și aruncă peste tot. Nu numai aici, aruncă și peste tot. Am văzut că și dumneavoastră dezmembrați mașini. Aveți eu nu am nicio mașină la dezmembrat. Nu, mașinile mele funcționează toate. De atunci când m-a luat garda de mediu cu domnul, m-a luat mașinile, eu am zis că nu mai dezmembrez. Și nu am mai dezmembrat. Ce am mai avut cauciucurile în curte și le-am dat afară, că am făcut o cameră aceea și vreau să-mi fac curățenie. Și de ce nu chemați garda de mediu sau poliția atunci când vedeți că poate dezmembrează? Să fac probleme cu ei? Vin peste mine și mă omoară în casă. Cei care încalcă legea își justifică activitățile ilegale prin faptul că dezmembrările sunt singura sursă de venit. Tăiați la mașini, tăiați! Cel mult, domnul șef, care taie la mașini aici! Cel mult care taie la mașini cu alea! Vă rugăm frumos să-i luați pe toți la rând! Nu numai pe copilul meu, că e sărac! Ăsta nu e bogat! A luat mașinile astea de la Belgia, muncit de la Belgia, domnul șef! Dar uite, sunt mulți care taie la mașini de aici cu ei! Problema e că nu le tăiați! Nu e copilul meu, copilul meu e sărac! Nu le tăiați în legalitate, nu aveți spații amenajate! Dar le-a luat și el de la Belgia! Am muncit pe ei, domnul șef! Reprezentanții Gărzii de Mediu au confiscat o autoutilitară folosită la transportul deșeurilor obținute ilegal, dar și deșeuri provenite din dezmembrări de autoturisme. Astăzi am reușit să identificăm mașini fără documente care au fost confiscate. Am identificat persoane, noi persoane care nu le aveam în monitorizarea noastră, pentru că acest fenomen are o amploare foarte mare și se dezvoltă ca ciupece după ploaie. Sperăm să, prin aceste acțiuni, sperăm să stopăm acest fenomen. Pentru persoanele fizice, poluarea prin ardere se pedepsește cu amenzi de până la 500 de lei, dar în cazul societăților comerciale, amenzile sunt până la 60.000 de lei.